Începem? Stimați reprezentanți ai mass media, vă spunem bine ați venit la Compania Națională de Asigurări Medicină. Astăzi este o zi de o semnificație foarte mare pentru Ministerul Sănătății, pentru Compania Națională de Asigurări Medicină, în legătură cu punerea în producție și lansarea sistemului informațional e-rețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate. După cum cunoașteți, actualul Guvern, Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină pun un accent foarte mare pe digitalizarea sectorului sănătății. Acest lucru este foarte important, nu ca digitalizare și în sine, dar pentru confortul pacientului și debirocratizarea sistemului sănătății. Suntem onorați, o avem astăzi la conferința de presă, în ospeție, și ca parte a echipei care s-a implicat foarte activ în elaborarea sistemului informațional menționat, pe doamna Alana Merencu, ministrul Sănătății, căreia îi oferim cu respect cuvântul. Da, mulțumesc tare mult! Bună ziua! Eu vreau să felicit echipa care este implementatoare de la Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru implementarea acestui element, a acestui sistem, e rețeta electronică care vine într-adevăr să scoată presiunea atât de pe sistemul medical cât și de pe pacient, debirocratizând traseul pacientului. Și chiar de la începutul mandatului am declarat și dezideratul acestui mandat la Ministerul Sănătății a fost modernizarea sistemului de sănătate. E rețeta vine într-adevăr să modernizeze sistemul de sănătate, să ușureze munca medicului și cel mai important este că se oferă dreptul nu doar medicului de familie de a prescrie rețete și dispozitive compensate, dar și multor altor categorii de medici, inclusiv toți specialiștii care sunt în serviciu ambulator, neurolog, orelist, endocrinolog, totodată vor putea prescrie rețete compensate medicii urgentiști, cei care activează în asistența medicală paliativă și alte domenii. La momentul de față, Ministerul Sănătății împreună cu Compania Națională de Asigurări Medicină lucrează la adaptarea, actualizarea programului unic, care de fapt este ghidul cel mai important al sistemului de asigurări și explică foarte clar care sunt drepturile pacienților pentru ca să consume, să utilizeze servicii medicale, iar sistemul medical să fie gata să le furnizeze pe măsura așteptărilor lor. Vom avea probabil o hotărâre de guvern absolut nouă în care vom veni cu explicații mult mai clare care vor permite monitorizarea instituțiilor medicale astfel ca, într-adevăr, să avem un acces mult mai liber al pacientului, mai debirocratizat la serviciile medicale, deoarece știm că, la moment, se întâlnesc încă foarte multe bariere, deși persoanele dețin statutul de asigurat. Este foarte important, de asemenea, că acest proiect coincide cu un alt proiect lansat de către guvern, și aceasta se numește farmacie în satul tău și ne bucurăm foarte mult că s-a lansat deja deschiderea acestor farmacii, astfel ca populația rurală, care de obicei are un acces mult mai jos la procurarea și la primirea medicamentelor compensate și dispozitivelor compensate, vor avea acest acces. Deci cunoașteți că pentru acest an, în acest program de subvenționare, au fost anunțate 150 de localități. În prima licitație au fost arondate teritorii la 71 de farmacii. Una deja a fost deschisă ca prima farmacie anunțând acest proiect demarat. Urmează altele, totodată Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a anunțat licitația pentru următorul pachet de localități. La anul de asemenea vom urma acest proiect. Scopul nostru este să
creștem accesibilitatea la medicamente și anume sistemul e-rețetă care vine exact în acest timp va oferi posibilitatea și mai largă a pacientului din zona rurală la medicamente, care de fapt este un deziderat foarte important a Organizației Mondiale a Sănătății, ca populația să dețină acces în fiecare țară cât mai larg, cât mai liber la servicii medicale și la medicamente, astfel ca nicio persoană să nu fie lăsată în urmă. Deci, e-rețeta de asemenea reduce riscul de erori medicale, deoarece cunoaștem că farmaciștii adesea au probleme cu citirea scrisului medicilor, care nu totdeauna este cel mai explicit, și de asemenea pacientul poate să se adreseze doar în baza buletinului, de mai multe ori să-i fie eliberat medicamentul, în special pentru categoriile de pacienți care sunt cronici, care primesc mai mult timp aceleași medicamente. Va fi un acces foarte larg, în special pentru pacienții cu diabet zaharat, cu probleme endocrinologice. Cunoaștem că în multe localități nu există suficienți medici, astfel e-rețeta vine să suplinească acest circuit inutil de la medic la medic. Foarte des cunoaștem că pacienții merg pentru consultații la specialiști, inclusiv în instituții republicane, în Chișinău, și dumnealor nu aveau dreptul de a prescrie rețeta, fiind nevoiți să trimită pacientul în localitatea sa, în satul său, ca să îi se prescrie această rețetă, ceea ce însemna drumuri absolut inutile. Iar dacă în satul dat nu exista și o farmacie locală, atunci el cu această rețetă iarăși trebuia să facă un drum, să se deplaseze pentru ca să-și ridice medicamentul sau dispozitivul medical. Deci la momentul de față sunt tăiate multe din aceste drumuri inutile. Aceasta va scădea și rândurile sub ușa medicului, care de fapt trebuie să primească pacienții care într-adevăr necesită consultații. E-rețeta este un element care demonstrează angajamentul nostru ca să facem sistemul de sănătate cât mai prietenos și accesibil, atât pentru personalul medical, cât și pentru cetățeni, pentru pacienți, astfel ca să fie vizibilă grija statului pentru ei, iar în cazul când își plătesc contribuția pentru ca să beneficieze de sistemul de asigurări medicale, persoana, pacientul, într-adevăr, se simtă că el contribuie și poate să primească acele servicii de care are nevoie. Eu vreau să îndemn toți medicii să prescrie cu îndrăzneală rețeta electronică, să își demonstreze sie însăși câte beneficii îi poate aduce, cât timp poate reduce inutil care era folosit pentru acest scop, ne mai vorbim de tonele de hârtie și bani aruncați în vânt și rapoarte diferite care erau generate. De asemenea, sistemul e-rețetă reduce aproape la zero fraudele care pot să existe în sistem la prescrierea medicamentelor compensate și dispozitivele, deoarece până la urmă acestea rămân să fie niște bunuri care au o valoare financiară. Eu felicit echipa, ne dorim succes, vom monitoriza pe parcurs și vom ajuta colegii absolut din toate instituțiile medicale ca să fie instruiți, să posede acele competențe și abilități care să îi permită să utilizeze acest sistem ușor și să navigheze în lumea digitală, indiferent de vârsta care o au. Cu multă răbdare o să instruim absolut toți colegii și compania de asigurări, noi cunoaștem, a petrecut foarte multe cursuri de instruire absolut în toate regiunile țării ca să putem să avem această zi astăzi în care să ne bucurăm că anunțăm acest sistem. Mulțumesc compania de asigurări în special, deoarece dumnealor au fost implementatorul
acestui sistem e-rețetă. Mulțumesc, doamnă ministru. Stimați reprezentanți ai mass media, sistemul informațional e-rețetă pentru medicamente și dispozitive medicale compensate a fost lansat cu succes în prima zi de activitatea acestui sistem informațional, 1300 de pacienți aproximativ au beneficiat deja de medicamente și dispozitive medicale compensate prin intermediul sistemului informațional rețeta electronică. Au fost eliberate peste 3000 de medicamente și dispozitive medicale compensate. Valoarea financiară a medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate în prima zi depășește suma de 550.000 lei. Vreau să anunț la fel că acest sistem informațional permite ca pacientul să beneficieze direct sau prin intermediul unei persoane care este împuternicită de pacient să ridice medicamentul de la farmacie. Deci pacientul anunță medicul despre faptul că nu dorește el propriu zis să meargă la farmacie, dar indică codul personal a unei rude, de exemplu, sau a unui vecin, a unei alte persoane care poate să meargă în locul său la farmacie. Sunt foarte multe beneficii ale acestui sistem informațional. Sistemul informațional nu este elaborat pentru sine însăși, dar pentru îmbunătățirea calității actului medical, în primul rând, și pentru a crea un confort pacientului, dar, în ultimul rând, medicului și farmacistului. Și cred că nu este un secret că este elaborat și pentru o mai bună gestionare a banului public. Aveți pe ecran interfața sistemului informațional. El este un sistem informațional foarte intuitiv, foarte ușor de aplicat. Nu o să intru mai departe, pentru că sunt date cu caracter personal. Nici nu am un cont. Dar, într-adevăr, cum a menționat și doamna ministru, în ultimele... Deci, sistemul informațional a fost elaborat pe parcursul unui an de zile, practic din luna martie-aprilie 2023 până acum. Este un termen destul de mic, dar rezultatele sunt foarte bune. În ultimele 6 luni, începând cu luna octombrie 2023 și practic până luna martie 2024, de către colegii mei de la Compania Națională de Asigurări în Medicină, au fost petrecute instruiri în toată țara și au fost medici și farmaciști familiarizat, li s-a dus la cunoștință cum să utilizeze acest sistem informațional. Pentru a utiliza sistemul informațional și a ușura munca medicilor și farmaciștilor, a fost elaborat un ghid video pe care noi dorim să vi-l prezentăm. Acest spot video și alte spoturi care au fost elaborate cu ajutorul partenerilor noștri vor fi distribuite pe pagina Companiei Naționale de Asigurări Medicină, Ministerului Sănătății, pe paginile de Facebook. Cu această ocazie, fiindcă sunt reprezentanții presiei, o să rugăm și, după posibilitățile dumnealor, să distribuie acest spot video pentru familiarizarea cetățenilor, a medicilor și a farmaciștilor cu noul sistem informațional.
Este foarte important ca toți să înțelegem că succesul implementării acestui sistem nu este doar activitatea Ministerului Sănătății și a Companiei Naționale de Asigurări de Medicină, de faptul cum se vor atârna față de acest sistem medicii, farmaciștii, presa, autoritățile, depinde valorificarea și succesul sistemului în continuare. De aceea rugăm ca toată societatea, comunitatea medicală, comunitatea farmaciștilor, mass media, desigur, să depună un efort și să contribuie la îmbunătățirea situației în sectorul sistemului sănătății și a asigurărilor obligatorii de asistență medicală în particular. Vă mulțumim foarte mult. Întrebări? De la 1 aprilie deja este lege, deci guvernul a făcut modificări în regulamentul privind modul de prescriere și eliberarea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate și sistemul este obligator pentru a fi utilizat. Încă se mai eliberează medicamente pe baza rețetelor scrise până la data de 31 martie, dar ele au un termen de valabilitate și într-o lună, două, nu o să mai fie posibil de a elibera altfel medicamente compensate. Faptul cum a demarat ieri procesul ne arată că sistemul va funcționa și nu văd absolut niciun motiv de a nu utiliza sistemul informațional respectiv. Sistemul informațional costă Compania Națională de Asigurări Medicină, sunt bani publici, 3.400.000 de lei aproximativ. Pentru a face comparație, dacă eu mi-amintesc, anual Compania Națională de Asigurări Medicină cheltuia aproximativ 1.500.000 de lei pentru rețetele pe hârtie. Deci, vă dați seama că... Doar hârtie, dar... Dar cel mai important este confortul pacientului care nu trebuie să stea sub ușile medicilor pentru a repeta aceeași procedură. Merge mai întâi la medicul de familie, pe urmă merge la specialist și revine înapoi. Confortul și cheltuielile pacienților sigur că vor fi reduse. Și nu avem... El este, sunt achitate de către partenerii internaționali, ei nu ne oferă rapoarte. Dar cine sunt acești? Crucea Roșie Elvețeană, organizații obștești parteneri ale Crucii Roșii, deci le vedeți pe ecran acum acești parteneri. Spoturile video au fost elaborate nu din bani publici, facem economie. Dar sperăm că și mass media o să înțeleagă că noi nu am prevăzut resurse pentru a distribui aceste spoturi video și o să rugăm frumos, pe măsura posibilității, să se distribuiți gratuit. Ele sunt spoturi sociale și astfel chiar rugăm foarte mult să promovați acest nou sistem, fiindcă este cel mai important într-un binele fiecăruia dintre noi, fiindcă la un moment dat toți beneficiem de prescrieri medicale. Desigur, sistemul are gradele sale de securitate și este pregătit ca oricare sistem, în special fiindcă deține date confidențiale cu referire la starea pacientului. Aceasta înseamnă diagnostic și multe altele. Deci sistemul de securitate și de logare și de acces este foarte înalt. În 2023 au fost aproximativ 800.000 de beneficiari unici de medicamente și dispozitive medicale compensate. Au fost alocate aproximativ 1 miliard de lei pentru medicamente și dispozitive medicale compensate. În anul 2024, cred că cifrele vor fi aceleași, puțin în creștere doar suma alocată. Да,
Pot să răspund și eu. Deci, anume că acest beneficiu este vizibil prin faptul că noi vom reduce, eu am subliniat, vom reduce rândurile la medici prin faptul că persoana care suferă de o maladie cronică și primește aceleași medicamente și nu este nevoie ca medicul să ajusteze tratamentul, deoarece la o anumită perioadă el trebuie, desigur, să se prezinte la medic, să fie consultat, poate este nevoie de o ajustare a tratamentului, deci el, medicul doar va, să spunem așa, va reînnoi valabilitatea rețetei, el va putea merge la orice farmacie, oricare farmacie din țară, nu neapărat la farmacia unde el locuiește, și ridica aceste medicamente. Și aceasta este foarte importantă, în special în cazul maladiilor cronice, când pacienții utilizează aceleași medicamente, cum de exemplu insulina sau altele, pe parcursul a foarte, foarte mulți ani și nu există ajustări, de fapt există doar ajustări de doze, deci atunci când intervine medicul. Și aceasta va reduce necesitatea de a se prezenta, doar va merge pentru monitorizarea situației, deoarece trebuie să treacă un anumit set de investigații, ca medicul să verifice că totul este bine sau să îi aplice o ajustare de tratament. Anume, acesta este de fapt beneficiul major pentru pacient, fiindcă el va reduce, va tăia din acele vizite, așa să le numim noi, nenecesare, doar pentru a merge și a ridica una și aceeași rețetă de foarte multe ori. Mai mult decât atât, el poate să meargă la oricare medic. Deci noi am oferit libertatea de a se adresa și la medicii specialiști. Dacă medicul specialist de profil îngust a considerat necesar să-i prescrie și un alt medicament, el o va putea face astfel, reducând necesitatea, în ghilimele, care exista anterior de a merge la medicul de familie și a prescrie aceste medicamente. Tot istoricul despre pacient, despre medicamentele și dispozitivele prescrise se va păstra. Atât prescrise cât și eliberate, deci ca să nu fie posibil de a repeta prescrierea și eliberarea medicamentelor dacă deja pacientul le are, de exemplu. Este într-adevăr un pas foarte mare, mai ales dacă ne uităm în ultimii ani prin ce intemperie a trecut țara noastră și în general lumea, este un pas înainte. Deci noi suntem mai bine pregătiți pentru situații excepționale cu ajutorul digitalizării și în particular cu sistemul informațional respectiv. Doamne ministru, în câte sate lipsesc farmaciile? Reușind din ceea ce ați spus anterior proiectul farmaciei în satul tău, în foarte multe sate, deoarece noi avem probabil undeva 1500 de localități rurale și doar în 400 și ceva există farmacii. Restul satelor nu dispun de nicio farmacie. Deci proiectul acesta farmacie în satul său anume veni pentru a suplini, deci și motivează agentul economic ca să-și deschidă o farmacie în sat. De ce nu mergeau agenții economici anume în zona rurală? Deoarece acolo este o populație limitată, vânzările sunt mai mici, deci nu pot să se aștepte la mari venituri, din contra, o așa farmacie ar putea genera pierderi. Deci, guvernul a oferit licențierea gratuită pentru aceste farmacii, procesul de licențiere este unul absolut gratuit, și în dependență de veniturile acumulate, această nouă farmacie care se va deschide, se oferă o subvenție de la 10 la 20.000 de lei pentru ca să acopere în special cheltuieli de personal, de locație și alte cheltuieli care nu sunt induse de însăși vânzarea medicamentului. Dacă farmacia va crește veniturile sale, deoarece în afară de medicamente dispozitive, noi cunoaștem că ei pot face și alte vânzări la diferite produse cosmetice și alte dispozitive și materiale farmaceutice, deci și va demonstra creșterea veniturilor, aceste subvenții nu vor mai fi plătite, este important să-i putem stabili pe picioare, să formăm deci, o comunitate sănătoasă, farmacia va rămânea în sate. Și după cum spuneam, pentru acest an au fost anunțate 150 de localități pentru subvenționare, 71 deja au fost atribuite. Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale a anunțat o nouă licitație pentru celelalte care au rămas și anul viitor iarăși vom începe de la început.
Sunt stabilite criterii în această hotărâre de guvern care stabilesc în care sate vor fi deschise aceste farmacii. Este important ca populația să fie mai mult de 1000 de persoane, să nu existe niciun tip de farmacie în acel sat și încet, încet, eu cred că în câțiva ani vom putea avea aceste farmacii la sate. Cunoașteți că au existat foarte multe discuții pe parcursul multor ani și în Parlament cum avem totuși farmacii în zona rurală. Iată, am propus soluția, nu este nimic nou, multe alte țări care au o dislocare împrăștiată, să spunem așa, a populației, cum Australia și alte țări, deci au mers pe aceste căi, au avut un succes foarte bun, deci noi doar am aplicat la noi în Republica Moldova. De către guvern, din banii publici, prin intermediul Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale. Ei sunt responsabili pentru a organiza logistica, licitațiile și a atribui aceste farmacii, iar banii sunt defalcați din bugetul de stat, deoarece sunt subvenții. Atunci o să... Da, separat, cred că. Atunci vă mulțumim foarte mult că ați participat la evenimentul nostru comun. Să dorim tuturor succes și să avem mulți beneficiari mulțumiți de această implementare. Mulțumim foarte mult. Toate cele bune. Da, o zi bună.